Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună ziua și bun găsit la știri! Peste 200 de energeticieni au refuzat în această dimineață să înceapă programul de lucru. Motivul: expirarea contractului colectiv de muncă și nerespectarea mai multor drepturi salariale stipulate în CCM. Oamenii spun că sunt nemulțumiți că le expiră contractul colectiv de muncă și că nu există perspectiva să le fie respectate drepturile în totalitate. Energeticienii acuză administrația că în această perioadă le sunt încălcate drepturile. Nemulțumirea este legată de negocierile contractului colectiv de muncă care au loc la această dată. Și de faptul că mâine este ultima zi de negociere, ne-am trezit ieri în situația în care administrația ne-a făcut o surpriză și ne-a anunțat ce dorește să mai taie. Nemulțumirea lor este legată de faptul că se pierd aproape 20% din drepturile salariale, în condițiile în care conducerea complexului energetic are salarii foarte mari. Diferența între salariul minim și cel mare este de la 1000 de lei până la 8000 de lei. Ceea ce noi nu putem accepta, atâta timp cât salariile acelea mari există, să acceptăm reduceri salariale în rândul angajaților. Din cauza certificatelor de carbon care nu au fost achiziționate la timp, ajutorul de stat prevedea doar 38 de milioane pentru achiziționarea lor. Faptul că a crescut prețul lor pe bursă cu peste 2 euro ne duce la o cheltuială suplimentară care nu mai putem lua din ajutorul de stat, sau cel puțin așa susține administrația, și trebuie luată din fonduri interne. Singurele fonduri proprii care complexul le are la această oră ar fi banii de avans. Ceea ce, dacă se transferă către certificatele de CO2, o să rămână pentru o dată ulterioară. Potrivit cotidianului Gazeta de dimineață, protestatarii de la Mintia s-au îndreptat către DN7. Oamenii au amenințat că vor bloca drumul național trecând pe trecere de pietoni din apropierea termocentralei, nemulțumiți fiind de faptul că prefectul de Hunedoara a refuzat să stea de vorbă cu ei. Timp de 2 minute, protestatarii au trecut pe rând pe trecerea de pietoni de pe DN7. Au renunțat totuși la acțiune după ce inspectorul șef al IJJ Hunedoara, Viorel Sălan, a promis că va lua legătura cu prefectul Sorin Vasilescu, acesta fiind reprezentantul guvernului în teritoriu și totuși cel care a și ignorat apelurile sindicaliștilor de la Mintia. De la ultima ședință în Consiliul Județean Hunedoara activează un nou consilier. Cosmin Joițoiu este cel care a fost ales să ocupe locul rămas vacant după ce penelistul Tiberiu Balint a fost exclus. Cum postul de consilier județean al fostului vicepreședinte Tiberiu Balint a rămas vacant după suspendarea acestuia, în locul său a fost validat un alt consilier, ce se afla ca supleant din partea PNL pe listele întocmite la alegerile din 2012. În primul rând mă bucur că mă alătur unei echipe de profesioniști, spun eu, echipe Partidului Național Liberal, și pe lângă faptul că mi-aș dori să contribui la continuarea proiectelor în derulare și implementarea noilor proiecte, îmi doresc totodată, dacă este posibil în puținul timp care l-am ca și consilier județean, să contribui și la dezvoltarea aspectului promovării și susținerii tinerilor, având în vedere și vârsta pe care o am. Totuși, înainte ca acesta să fie validat în noua sa funcție, unul dintre consilieri a ținut să aducă o serie de obiecții cu privire la funcția pe care o deține deja Joițoiu și noua sa calitate, respectiv cea de consilier județean, funcții ce ar putea fi incompatibile. Am verificat deja dacă e vorba să luăm textul legii, lege pe care am studiat-o și eu, nu văd o incompatibilitate. Bănuiesc că sunt instituții abilitate în acest sens și, cu siguranță, dacă este cazul, își vor da cu părerea și vis-a-vis de subiectele ridicate ședințe. Considerăm că noul consilier județean nu s-a clarificat situația juridică. Credem că este ori incompatibil, ori în conflict de interese, întrucât este director al Agenției de Dezvoltare Regională și nu ne miră că în Consiliul Județean se aduc consilieri județeni alături de care mai sunt salariați la Consiliul Județean. Că mai avem un Consiliul Județean, salariați care sunt și la Consiliul Județean și consilier județean. Credem că cele două funcții, funcția politică și funcția administrativă, trebuie să fie separate
în continuare, pentru a putea fi corecți. Veți aștepta să treacă acele 15 zile? Mai aveți o altă măsură? Da, ne vom gândi chiar să facem o contestație. Intrigile între cei doi nu s-au încheiat nici la finalul ședinței, atunci când noul consilier a ținut să-i aducă în discuție lui Steyer faptul că și funcția pe care acesta o deține pe lângă cea de consilier județean ar putea să fie ori în conflict de interese, ori în caz de incompatibilitate. După ce la nivel național au fost marcați cei 109 ani de la înființarea Serviciului de Ambulanță în România, a sosit momentul ca și la Deva să fie organizat un eveniment în acest sens. Astfel, pe platoul din fața Casei de Cultură, echipajele de la ambulanță au prezentat câteva dintre aparaturile din dotare. Nu în ultimul rând, cei care au trecut pe acolo au putut să-și măsoare gratuit tensiunea și glicemia. Mai mult, a fost făcut și un exercițiu demonstrativ de salvare. Am sărbătorit pe 28 iulie pentru prima oară în istoria serviciilor de ambulanță Ziua Ambulanței, decretată prin ordin de ministru, iar astăzi la Deva, pe 30, Serviciul de Ambulanță Hunedoara a desfășurat o activitate care să marcheze acest eveniment, 109 ani de existență a serviciilor de ambulanță în România. Am avut un moment festiv la care au participat oficialitățile și le mulțumim. Asta arată importanța noastră pentru societate. Am avut un moment dedicat pensionarilor, celor care au desfășurat activitate lungă și cu evenimente deosebite în ambulanță, ulterior un exercițiu și vă mulțumim tuturor pentru că ați participat la ziua noastră. Medicii le-au oferit celor prezent și câteva informații utile în cazul producerii unor evenimente nefericite în urma cărora au rezultat victime. Principalii pași, verificarea stării de conștiență, imobilizarea gâtului pacientului, deoarece la politraumă poate fi lezată coloana, verificarea stării de conștiență, verificarea căilor aeriene, să vedem dacă pacientul nu are corp străin sau sânge sau alte obiecte străine în gură ca să-l împiedice să respire, verificarea apoi stării de respirație și verificarea pulsului. Dacă pacientul respectiv nu a avut nici puls, nici nu a avut respirații, înseamnă că este în stop și s-au început manevrele de resuscitare, compresiuni toracice, monitorizare cu defibrilatorul. În cazul accidentului, victima, de asemenea, politraumă, a fost imobilizată cervical, ca să se suspicionat o leziune de coloană cervicală, a fost imobilizată, s-a extras cu CHED-ul, cu dispozitivul acesta special pentru a extrage victimele din mașină, imobilizat în saltea vacuum și dus la spital. La final, cei de pe margine care au asistat la derularea întregului eveniment s-au declarat mulțumiți și încrezători în serviciile medicale oferite de ambulanțieri. După discuții interminabile între autoritățile publice locale din Petrila Oraș, pe baza căruia se află tronsonul în cauză și reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, DN7A către Văineasa a intrat oficial în reparații capitale. Pentru a se asigura că treaba merge, după predarea amplasamentului și organizarea de șantier, Ilie Păducel spune că a vizitat șantierul de cel puțin 6 ori, în 4 dintre vizite fiind însoțit de prefectul județului Hunedoara, Sorin Vasilescu. Deci se lucrează în primul rând în 2 puncte. Odată s-a turnat deja un strat de asfalt de la intersecție de la Jieț și până mai sus de stația de captare și tratare a apei la Jieț și se va turna până în cheile Jiețului la punctul de măsurare a apei. După aceea, în continuare, vine toaletarea, să zic așa, a stâncilor și asigurarea stâncilor cu plasă și, nu în ultimul rând, se lucrează, și aici am intervenit și am cerut să se lucreze într-un ritm mai susținut, de la hotar spre groapa seacă, unde trebuie făcut dren, unde trebuie făcut terasament, unde trebuie făcut pe urmă sau după terasament turnat asfalt. Atât primarul din Petrila, cât și prefectul județului Hunedoara, Sorin Vasilescu, au primit asigurări de la constructor că până la sfârșitul anului, pe porțiunea dintre hotar și groapa seacă se va putea circula pe strat de asfalt. Au mai rămas mai puțin de 2 ani până când exploatarea minieră de la Oricani își va închide porțile. Ortacii care nu îndeplinesc vârsta de pensionare până la acel moment vor fi transferați către celelalte mine. Chiar și așa, pentru ca impactul social să fie cât mai mic, singura șansă sunt investițiile capabile să genereze locuri de muncă. Este de părere primarul orașului, Danuț Buhăescu.
În acest scop, o primă soluție găsită de autoritățile publice locale presupune ca cele 8 hectare pe care funcționează mina din Uricani să fie date în folosință investitorilor care doresc să dezvolte o afacere. Pe termen mediu și lung însă, în ajutorul celor afectați de închiderea mineritului, va veni și Guvernul României. Rolul acestuia va fi să atragă agenți economici în zonă prin susținerea unei cote de 50% din valoarea unei investiții și chiar asigurarea etapizată a salariilor angajaților vreme de 2 ani. În primul an, asigurând veniturile în proporție de 100%, urmând ca în al doilea an executivul să suporte 75% din plata salariilor. Primarul din Uricani, Dănuț Buhescu, spune că o altă soluție de salvare a orașului este susținerea investitorilor locali. Avem în vedere ca oameni de afaceri mai micuți din localitate să fie sprijiniți. Nu vă ascund faptul că avem deja, nu pot să dau nume deocamdată până nu mergem până la capăt, am găsit inclusiv pe cineva care dorește localnic și mă bucur că are acest curaj, o investiție undeva la 400.000 de euro să acceseze fonduri europene pentru realizarea unei fabrici de prelucrare superioară de data asta a lemnului, care să genereze minim 150 de locuri de muncă. Aceste investiții, mai spune edilul, se traduc prin bani care vor rămâne în comunitate, dar și salarii generoase. Să urmărim grupajul de știri pe scurt. Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au respins ieri contestațiile formulate de Alexandru Ionuț Niță, Marius Samuel, Melin Cianu, Nicolae Cosmin Ciuciu și Mihai Mircea Brezuică, autorii atacului cu cocktail Molotov asupra unei case din Șoimuș. Prin urmare, deși cei patru au încercat să scape de pedeapsă, vor rămâne după gratii. Ei se află în arest preventiv de la începutul lunii iulie, măsură apreciată drept temeinică de Tribunalul Hunedoara. Aceeași instanță a dispus la sfârșitul lunii iulie începerea judecății în cazul atacatorilor pentru acuzațiile de tentativă de omor și distrugere, cei patru fiind reținuți în centrul de reținere și arest preventiv al Poliției Municipiului Deva. Atacul a avut loc în noaptea de 21 spre 22 februarie, atunci când bărbații au mers cu o mașină în localitatea Șoimuș, au spart geamul unei locuințe cu un fragment de beton și au aruncat în interiorul dormitorului o sticlă incendiară de tip cocktail Molotov, reușind să distrugă și să degradeze mai multe bunuri din casă. Un hunedorean de 65 de ani și-a văzut moartea cu ochii după ce tractorul cu care s-a dus în pădure după lemne s-a răsturnat peste el. Nefericitul eveniment s-a petrecut miercuri după amiază în pădurea din apropierea satului Nandru al municipiului Hunedoara. Potrivit reprezentanților de la Serviciul Județean de Ambulanță, fiind un drum greu accesibil, echipajele de intervenție au fost nevoite să plece în căutarea victimei cu o mașină de teren. După primele investigații efectuate de medici la fața locului, victima se afla în stare gravă, prezenta politraumatisme la abdomen, torace, mâini și picioare, tensiune foarte mică și hemoragie internă. Din acest motiv, după ce a fost stabilizată și transportată la spitalul din Hunedoara, medicii de aici au decis să-l trimită cu elicopterul la Timișoara. Echipa de fotbal a Comunei Băița Șoimul se ține de surprize. Șoimul Băița a eliminat încă o echipă din Liga a 3-a și s-a calificat în turul al treilea al Cupei României, faza națională, ediția 2015-2016. Șoimul Băița a învins în miercuri seara pe teren propriu cu scorul de 2-1 pe performanța IGIU, reprezentanța județului Alba. Golurile victoriei și ale calificării au fost marcate de antrenorul jucător Ciprian Pepenar în minutele 7 și 21. Oaspeții au deschis scorul în minutul 5 prin David. În minutul 15, scorul de 1-1. Performanța IGIU a ratat o lovitură de la 11 metri prin Turuș, care a trimis mingea în bara transversală. În primul tur, Șoimul Băița a scos din competiție pe conjudețeana FC Hunedoara, pe care a învins-o cu 1-0. Turul al treilea al Cupei României, la care vor participa cele 21 de echipe calificate din faza a doua plus 31 de echipe rămase în Liga a treia, este programată să aibă loc miercuri 12 august. Echipa de handbal feminin CSM Cetate Deva a rămas fără sprijinul financiar acordat în ultimii 2 ani de Consiliul Județean Hunedoara. Motivul? Gruparea patronată de Marian Muntean a retrogradat din Liga Națională în Divizia A. Al doilea eșalon din România, iar instituția a retras sprijinul financiar. 58.000 de lei în fiecare lună. Aceștia au fost banii pe care Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva îi primea de la Consiliul Județean Hunedoara. Ieri, în ședință ordinară, cu unanimitate de voturi, consilierii județeni au retras sprijinul financiar pentru Clubul de Handbal Feminin. Îmi pare rău că echipa de handbal, cred că era cel mai reprezentativ,
sau cea mai reprezentativă la nivelul sportului în județul nostru. A înregistrat această înfrângere în anul competițional. Îmi doresc din suflet să își poată revine și așteptăm îmbunătățirea rezultatelor și revenirea pe prima scenă a sportului. Mai mult, cetatea Deva a pierdut astăzi și susținerea Consiliului Local al Municipiului Deva. Cu toate acestea, președintele cetății Deva spune că echipa de handbal își va continua activitatea în divizia și are ca obiectiv promovarea în Liga Națională. Vis-a-vis de cetatea Deva, pot să vă spun următorul lucru. Am nominalizat un director sportiv care i-am dat mână liberă să caute jucătoare, dar să caute jucătoare care pot să facă promovarea și să rămână în continuare în Liga Națională. Meteorologii spun că vremea se tulbură în această noapte și mâine, tendința fiind de apariția unor averse de ploaie și chiar furtună în majoritatea zonelor din județul Hunedoara. La noapte cerul va fi încărcat cu nori mai peste tot, mai puțin în zona Bradului, unde va fi predominant senin. Temperaturile la noapte vor oscila între 15 grade Celsius la Brad, Orăștie și Gioagiu și 17 grade în Valea Jiului și în zonele centrale Deva și Hunedoara. Mâine vremea va fi mohorâtă cu tendință de aversă și furtună, iar temperaturile nu vor depăși 28 de grade Celsius. Cel mai răcoare va fi în Valea Jiului cu 23-24 de grade maximum. În restul județului, temperaturile vor fi de 27-28 de grade Celsius. În Deva va fi mai răcoare decât zilele trecute. La noapte vor fi 17 grade Celsius, iar mâine termometrele devenilor vor arăta maximum 28 de grade Celsius, fiind așteptate și averse de ploaie. Punem punct aici jurnalului de știri. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!